Pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și prevenirea situațiilor de risc, Poliția Română a intensificat acțiunile pentru combaterea activităților ilicite în activitatea operatorilor economici care utilizează produse pentru deratizare, dezinsecție și dezinfecție. Acțiunea are ca scop creșterea siguranței cetățenilor, a protejării vieții și sănătății populației și combaterea infracționalității în domeniu prin verificarea stării de legalitate a modului de efectuare a operațiunilor cu produse de protecție a plantelor și substanțe utilizate în igiena și sănătate publică, precum și a condițiilor în care se desfășoară aceste operațiuni de către agenții economici. Pe parcursul derulării acțiunilor din domeniul substanțelor periculoase din ultima perioadă au fost identificate mai multe persoane care dețineau ilegal produse ce conțin ca substanță activă fosfura de aluminiu. Utilizarea și aplicarea acestor substanțe chimice, fără respectarea normelor tehnice și a instalațiilor aferente, este deosebit de periculoasă deoarece degajă în contact cu aerul gaze toxice cu efect letal pentru oameni și animale, acestea fiind și extrem de inflamabile.